Deputatul neafiliat Daniel Fenechiu a anunțat luni că a inițiat un proiect de lege care permite constituirea de asociații sau cluburi de fumători, care să poată amenaja spații închise în care să se fumeze, să bea cafea, ceai sau băuturi recoritoare, informează Ager Press. Una din reglementări este să permită constituirea de asociații sau cluburi de fumători care să poată amenaja spații pentru fumat, în care să se poată fuma și desfășura activitățile care sunt asociate fumatului, respectiv să bea o cafea, un ceai sau o băutură recoritoare, a spus Fenechiu într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului. El a adăugat că propunerea legislativă redefinește spațiul public închis, care ar urma să fie orice spațiu care este înconjurat de jur împrejur de pereți. Fenechiu a menționat că legea antifumat este o lege stupidă, o bătaie de joc la adresa oamenilor care gândesc, o lege asemănătoare cu legea prohibiției din Statele Unite, am încheiat citatul. Daniel Fenechiu a fost printre inițiatorii sesizării depuse în decembrie la Curtea Constituțională împotriva legii privind interzicerea fumatului în spațiile publice, sesizare respinsă de CCR. Legea antifumat va intra în vigoare miercuri pe 16 martie.